22 septembrie, fac un scurt video, ce voi face altfel la anul. Aici am un strat cu roșii și din nefericire am pus un par foarte mic, iar roșiile ar fi crescut încă pe atâta. Deci aici trebuie să pun pari de minimum 2 metri. Am avut o perioadă de 2-3 săptămâni foarte ploios, iar acum este mai frig și frunzele se îmbolnăvesc. Se îmbolnăvesc și din cauza ploii, dar și din cauza că tufa era prea deasă și nu s-a aerisit, nu s-a uscat. Am încercat să copilesc și să rup vârfurile, dar degeaba. Nu era loc să mă bag să curăț. Deci la anul la roșii pari mai mari. În primăvară am pus foarte multe semințe de zucchini și nu am putut să culeg toate, nu am nevoie de atâtea. La anul pun mai puține. Am foarte multe dalii frumoase, colorate, sunt preferatele mele. Aici, în dreapta și în stânga cărării, aici ar trebui să fie o cărare, sunt daliile. Dar din cauza ploii și a vântului, săracii s-au culcat. Deci, parii de la roșii vor ajunge la dalii foarte, foarte bine bătătorite în pământ să nu le scoată vântul și ploaia. Da, sunt culcați, cam toți. Sunt foarte sănătoși, foarte bogați, sunt splendide. După ce vine gerul, le voi scoate și le voi băga în pivniță. Deci la anul roșiile par mai mari, mai puține zucchini și daliile să primească pari.